acum ia eu spirea, nu vin să spirea din bine. La 1000 de oi, îți bagi un țigan de la una oarnică, bagi ala ta. Da, tu-mi dale, tu se pare că-i țigan? La mine nu cred. Tu-mi dale, tu se pare că-i țigan? Țiganii! Nu-i dai! Nu, 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 ce oameni să mai prinde fiunde aia? Cum vine de vin tot, mă, că trebuie de vin! Domnule! 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 Domnule, dacă ai băut, eu nu te-am deranjat pe mine! A venit coș, hai să vezi ce mi-a făcut! Hai coș, hai să vezi ce mi-a făcut! Ascultă-mă, domnule! Domnule! Hai ca să trimezi minte după aia, să vezi tot după aia cine s-a resus! Nu cu el! Hai treabă, tu poți! Da! Cu poliția așa, dumneavoastră, da, hai că așa. Rămâneți aici și nu mai faceți lucru. Bă, domnule, nu ai spus la mine că ați luat. Haideți, vedeți dumneavoastră ce vă faceți. Noi faceți așa. Opriți-vă, calmează-te, domnule. Câini, câini, să faci ce căcăresc, domnule. Calmează-te, tăceți din bine. Bă, dar că lui are bani. Toată lumea e ceșatul lor, mă, la țigan și la cioban. Domnule, joc de noi, nici în pământ nu ai voie să te odinești. Și voi nu puteți spune că au fost urme de câini în momentul în care voi nici n-ați văzut. Domnule, nu ai plăcut. Da? Dar eu am venit aici să mă... Dar nici să spui ce ai spus. Dar nu e urlat. Domnule, am urlat. Nu m-am dat bine, m-am prins de... Dar nu mai putea ce m-am prins, nu ziceți nimica. Păi am venit să-mi spun acest lucru, nu pot să fac eu discut acest lucru. Proprietarul cine dumneavoastră? Da, eu sunt, eu sunt. Tu nu-i spune contul, care n-am urlat nimica. Da, să văd, da, vole. Că te-am ajuns aici, urlat și mi-am prins. Frumos, am sărit eu la scandal, am vorbit ceva, nu el o sări la mine. E țara lui Pablo, țara lui. Și mai sunt oi aici, nu suntem numai. Domn primar, sunt oi aici, hai să mergem după dânsul să vă arătăm. Hai să mergem să vedem, eu pus ce bani, eu l-am dat. Trecută toată lumea și pe noi picăm. Hai una. Doar de tot noapte aici nu se mișcă oile în coace câte noi. Și de la până vin ăștia de pe noi. Și oile nu au venit aici în coace. Domnul strigă pe cimitir, n-avea voie să intre. Nu are ce vine de aici, de acolo încolo. Dacă ați intrat, plăciți. Nu am intrat. Să documentez. Să verifică. Sunt deținător de oi, nu cioban, dacă scrie lege, să-i arăt. Cioban nu face lucru. Cine ajung aici? Dă de dumneata, pe care am ea, blic, m-am dat jos. Dar nu dau n-ar dat jos pe noi. Păi da, nu da, domnul, cum strigă la noi? Păi da, domnul, cum strigă la noi? Da, dumneata, păi la cea șorină aici. Păi nu, tu dumneavoastră zira la tata și la mama. Dumneavoastră zira la tata și la mama. Nu mi-ai răspuns nici eu la întrebare. M-am zis bună seara când am auzit, nu? Am sărit la el, la scandal. Bă, tu auzi dacă te face cu pișata și țigare. Bă, cum ne-a să ne facem aici între atâta oameni? Bă, du-te treaba ta de aici. Du-te treaba ta, vezi soțări felic, mormintele... Dar domnule Chiron, care și părinții mei, du-te să nu-ți dau două. Sare, da, eu zic că am vrut să-l cumpăr față de domnul primar. Cu ce dresare la noi patru public? Și du-te, dracului și de astea, pe cum, dar faci de așa pentru toată. Pite, calmează, să mai calmează așa! Dacă o urmă... Și odată amendă numai că ne-au jurat. Și dumneavoastră, tata aici între noi și să ne facă gunoaie și tot felul. De când au venit tot așa, tu m-a dat jos de mașină, sare la mine. Și zice că martor, că el nu a văzut nimic. Și au zis că de aici. Dacă... Vă rog frumos, vă rog frumos. Nu m-a prins de mâine, că când m-a dat jos, că eu nu cumpăr. Eu mă știe de la portal. Auzit, ai chelut că mă știe de la portal. Mă prins de mâine, că așa. Te rog frumos să vă arăză pentru toată lumea. Dacă nu sunăm să vie și Clujul, că fii atent, sunt multe necazuri aici, de-aia am ajuns de aici, domnul primarul știe nimic, fiindcă a luat pășuni la ogne, nu rezolvat. Și primarul, uite-mi te bagheza numai tu drău, frate, el o dau din lângă proprietar de la ogne, unde am zis că i-a cumpărat pășuni, că nu poți tu ce la ogne pe pășuni. Că pe el a votat ogneanii și acum oprește-te să duc la ogne pe pășuni. Votați-nu, nu de-aia nu mă lasă pe mine. Dacă din s-a încălcat, o uitat pe cimitire, în secunda să duceți la poliție, amendați-l. Punct! Punct! Dacă ziceți poliția națională, dacă din s-o încălcat, că propunam o vitele, amendați-l și atâta. Dar trebuie să aveți dovadă, cum vreau! La dovadă, este domnul primar! Dar este dovadă! Dar este dovadă! Dar este dovadă! Dar este dovadă! Dar domnul primar! Da!
nu puteți spune treaba asta! Nu puteți spune treaba asta! Dar dacă nu s-o prins oile! Că noi am fost la trei aici, la patru! Ai dat noastre! Dar mai multe turme aici! Patru turme! Și de trei zile sau de patru! Ia sună fata aceea care una... O sunat-o pe... Diana! Una Diana! De trei sau de patru zile! Runcan Iaco! Vieni o sunat! O sunat de trei, patru zile! Să vadă, să cerceteze! Să cerceteze! Deci de trei, patru zile au văzut ceva oi aici! Se vede ce veri. Au! Bora! Ce? Domn primar, auzi că behăie. Dacă nu sunt oile lor, însă noastre. Hai să le adunăm. Poliția comunitară e plătită pentru așa ceva. Auzi ce bine behăie. Hai să te ieși. Ei, o pătrunzel, că Petrea... N-au ce frumos behăie. Îl preg eu în piene, mă duc eu imediat la ea. Stai atât cum duc. Nu știu ce frumos behezi, hai să revendicăm oile, dacă nu sunt tale, sunt noastre. Hai să mergem după ele, să le duc la plătal, simplu, cu mașină. Domnul Franca, eu vreau să vin și eu până la poliție acum. Lasă că hai, că acum! Proprietarii de a câteva morminte de aici din cimitir acuză că oile au intrat în cimitir și le-au distrus mormintele. Da, m-au sunat și pe mine în urmă cu jumătate de oră și am venit la fața locului împreună cu responsabilii de cimitir. Da, a fost un incident, ați văzut și ciobanii au spus că la un moment dat lucrul ăsta s-a întâmplat, dar la câteva morminte la periferia cimitirului. Am dorit să vin la fața locului să văd realitatea și în același timp am impus poliția locale să facă patrulări în fiecare zi și noaptea, sâmbătă, duminică, pentru a ține sub control situația. Sunt incidente nedorite, dar în calitate de primar mă implic să le pot rezolva. Veți lua măsuri pentru identificarea ciobanului și pentru recuperarea? Dimineață, reprezentanți poliției locale vor veni la fața locului și vom identifica ciobanul și vom atenționa și în caz de forță majoră, în prima fază vom face un avertisment și chiar o amendă și pe urmă vom sancționa mai tare ciobanul din zonă, pentru că, încă o dată, eu am făcut eforturi pentru a investi în capelă. Ați văzut, în urmă, cu două săptămâni am finalizat frumoasa investiție în capelă. Deci, tot ce înseamnă cimitir, înseamnă respect față de oamenii care trebuie să venim cu un buchet de flori, cu o lumânare la ei și nu îi lăsăm pe cineva să-și bată joc de aceste zone și aceste morminte pe care noi le respectăm și încerc să le țin sub control atât cât pot în calitate de primar. Cu siguranță lucrurile le voi ține sub control. Oile aici în cimitir, peste morminte. Așa zic domnii de acolo. Peste morminte? Acolo, da, toate mormintele sunt distruse de oi. Da, mă, că te-au văzut și oamenii, numai aici zice că nu. De ce ai mărs cu ele pe acolo? Ieri numai de le-am scăpat, dar astăzi n-am fost de fel astăzi. Și ai văzut că le-au distrus mormintele la oameni. Însă tale oile sau tu nu mai ai grijă de ele? Nu, nu am niciun. Și n-ai văzut că le-au distrus mormintele acolo la oameni? Nu. Tot le-au distrus acolo, le-au stricat, au făcut oamenii plângere la poliție. Câte oi ai aici? Nu știu, să te știu. Uite, v-aș mai cercut și el cu urme, fără. Nu știu tu ce turmă mai trebuie.